Acesta este compartimentul de VIP-uri, da? Femelele de zbor. Femelele. Aparținând ediției 2020, aparținând campionului Enache Constantin din Chitila, membru în cadrul Clubului Triumf, afiliat la FCPR București. Câte aveți aici, domnul Enache? 17 femele. Deci am început cu 19 femele. Da. Am pierdut două. Tinere? Nu, păi da, nu, sunt decât 4 femele mature. Dintre care trei pleacă la graniță, pleacă la uman. Da. Nu mai ținem că nu avem ce să facem cu ele la 3 ani. Da, așa e. Băgați la matcă. Asta e o femelă soră cu nașa. Soră bună cu nașa? Soră bună cu nașa. Da. E tare dornică de pereche, nu? Da, păi sunt desperecheate destul de mult. Au destul de mult timp. A fost un an, bine că zburăm. Exact, bine probleme, că am întors porumbei. Așa e. În sfârșit, nu știu ce să spun. Cu antrenamentele în jurul casei, când v-ați apucat anul ăsta? N-au fost probleme, nu? Păi nu, la mine antrenamentele în jurul casei încep din luna septembrie, anul trecut. Deci la mine nu stau porumbei niciodată. Și iarna? Da. Iarna e aleargă, antrenor e Uliu, nu eu. Și pierderi nu sunt? Că totuși iarna? Nu. Deci, porumbeii mei iarna nu stau pe coteț. Deci, în momentul când se saltă, las ușa deschisă, trapa și intră direct în cat. Super. Nu, de frică la antrenor. Ați reprodus vreodată din femeile de zbor la finalul sezonului? Numai la început. Eu nu reproduc la final de sezon. Părerea mea e că e o greșeală să reproduci la final de sezon. Porumbeii trebuie să odihnească, să ne pârlească bine, să stea liniștiți. La început de sezon, în afară de anul acesta, am reprodus în fiecare an. Puii i-am vândut, chiar acum a luat... Zburătorii când îi puneți la pereche primăvară? La ce dată? Păi, să pot să-i văduvesc cu 3 săptămâni înainte de prima etapă. Am înțeles. Deci dacă dăm timpul înapoi, intrăm pe undeva, pe 10-20 februarie. Da. Anul ăsta n-am mai ținut pui din cauza problemelor care au fost cu pandemia. Da. Ce să spun? Câteodată, deci am dat niște pui din acești zburători, am dat la un băiat pe Giulești, Cilincă Daniel, care i-am spus să nu-i zboare, dar el i-a zburat. Se întrebau cei de la Giulești că de unde naiba iară el de-i bate. Măi, dar un pui simpatic, mai m-a ascultat, mai nu m-a ascultat, a tras foarte mult de ei, m-a sunat acum, mi-a zis că a pierdut vreo 2-3. Da, îmi pare rău de ei, dar am ce să le facă. Așa este. Măi, da. Foarte frumos, arată bine, toate uniforme, ca și talii, ca și fizic. Toate sunt, deci aici, la ora asta, nu am decât două femele care nu sunt neam. Deci atât. Și mascul, mai am unul. Deci restul, toți au sânge de Van Dijk în ei. Pe femela de 2008, care e la baza crescătoriei. Super. Totul foarte bine gândit, într-adevăr. Care va veni cel mai bine până acum? Care dintre ele? Hai măi, pleacă. Ea e una din favorite și... Da? Și albastra de acolo? Și Guta de acolo. Ai Guta? Asta e, acum e venită a doua, a venită la etapa... Văd că și ea se uită. Ea se uită, da, după da, mască. Da. Nu, ea vine după mine în curte. Ah, da? Atât de plândă-i? Da. Super. Înseamnă că stați mult zilnic între ei, nu? Da. Nu, acum vă vede pe dumneavoastră și de-aia nu vine, ca așa ar veni la mine. Hai fața, hai. În echipă ce ați spus până acum? Mai mult femele, mai mult masculi? Masculi. Încă mai am de lucru la echipă. Am schimbat toți porumbeii, adică am renunțat la toți porumbeii care îi știam, îi aveam consacrație. Acum se schimbă. Generația. Am schimbat și plan de zbor. Etapele sunt, nu vreau să mai spun cum sunt, bala stânga, bala dreapta. Da. Și... O să facem echipe de 10 puncte, de 15 puncte, de 20, de... Nu o să mai facem echipe bune, că nu prea a făcut nimeni până la ora asta. Am văzut. Cel puțin la noi. Am văzut. Vă bucurești, deci, într-adevăr. Da, nu prea a făcut nimeni, că
am schimbat, în fiecare an schimbăm, se schimbă și schimbă planul de zbor, schimb și porumbei. Da. Nu. Știi că la o etapă de-a lungul timpului au venit un anumit tip de porumbei de la locația respectivă. Vă notați toate datele astea, toate detaliile astea? Poftim? Vi le notați pe undeva, într-un caiet al dumneavoastră? În principiu, da. Vi le notați, în principiu, da. Da, da. Ca să am știți. Totul... Chiar mă... Cred că mă gândeam odată să fac așa o mică... Un mic îndrumar pentru cei care încep... N-ar fi rău să știți, eu vă acord cu sprijinul. Da, să știți. Ce aveți aici? E o femelă. O iubăreață. Foarte blândă, da. Da, o iubăreață, da. Păi atunci vă doresc mult succes. Eu vă mulțumesc pentru vizită și oricând cu mare plăcere mai poftiți pe la noi. Și de fiecare dată când mai aveți câte un rezultat care considerați noastră că merită mediatizat, o să vă rog să mă contactați, să-l facem cunoscut publicului larg, da? O zi bună și succes la toți columbofilii din România. Vă mulțumesc și de asta la fel, cu stimă, domnul Enache, numai bine. Sănătate!